Ai voie să mergi cu motocicleta printre mașini dacă mașinile sunt oprite la semafor? În situația în care, o întrebare foarte bună, le mulțumim colegilor dumneavoastră din regie, în situația în care sunt mașini oprite la semafor, iar acele marcaje care separă benzile de circulație sunt cu linie continuă, nu ai voie să mergi printre acele mașini aflate la semafor, staționate, oprite, da, la culoarea roșie sau la o cale ferată, poate fi. Da. Asta pentru că încarci marcajul lunjnal continuu, legea spune foarte clar că se interzice acest lucru și vei fi sancționat. Amenda este 580 de lei, ca să spunem exact și care este sancțiunea. În situația în care nu faci acest lucru, adică marcaje de delimitare sunt cu linie discontinuă și se întâmplă în foarte multe interzicții să fie așa, dacă nu te încadrezi la comportament agresiv, accelerând motorul, ce spuneam, de natura a stânjeni persoanele care se află în zona drumului public, și aici ne referim implicit la conducători auto și nu numai, ceilalți participanți la trafic, practic ai putea să mergi cu foarte mare atenție, dar vin eu ca instituție, ca autoritate să spun că nu este recomandat să faci lucrul acesta, pentru că nu știi niciodată când unul dintre conducători auto, fără să semnalizeze, pleacă din acea coloană sau mai sunt pasageri care iarăși nu se asigură sau și trec, deschid. Sau trec pietoni printre mașini. Sau trec pietoni printre mașini sau pasageri care deschid pur și simplu portiera. Sigur că este vina și celui care deschide portiera, dar de ce să nu prevenim astfel de incidente și să nu mai arătăm cu degetul către cel care este vinovat? E bine să prevenim, să gândim un pic proactiv.